Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom reintra cu bucurie și iubire în copilăria noastră. În această copilărie de care fiecare dintre noi avem nevoie. Pentru că poveștile copilăriei sunt cele care ne întrețin spiritul și sufletul tânăr. Fiecare avem, măcar din când în când, această șansă de a retrăi copilăria. Și am venit cu poveștile copilăriei, care există în această carte, dar și multe altele, tocmai pentru a dărui celor mari, dar mai ales celor mici, care încă nu au auzit poveștile acestea, nemurirea cuvântului scris cu bucurie și iubire. Ascultăm poveștile lui Hans Christian Andersen, ale fraților Grimm, ale lui Petre Ispirescu și ale multor altor scriitori care au știut să dăruiască și care, de ce nu să recunoaștem, ne-au îmbogățit visele și care de-a lungul timpului ne-au făcut să înțelegem că fiecare om are măcar din când în când câte un obstacol pe care, dacă vrea, îl poate trece. Poveștile copilăriei sunt cele care de-a lungul timpului ne-au făcut să înțelegem că dincolo de obstacole există un drum pe care oricând putem merge cu bucurie. Important este să trecem obstacolul acela. Și povestea care urmează am putea o numi o poveste de suflet, pentru că fetița cu chibrituri atrage după sine un înțeles de excepție și la final îl vom descoperi împreună. Hans Christian Andersen ne-a dăruit această poveste de neuitat, fetița cu chibrituri. Așa că, dragii mei, veniți mai aproape să ascultăm împreună povestea. A fost odată ca niciodată, într-un oraș mare, atât de mare, că nici cei mai înțelepți matematicieni nu știau să socotească numărul exact al locuitorilor, într-o mansardă sărăcăcioasă, atât de sărăcăcioasă, încât iarna, când dădea gerul, vântul intra prin găurile din acoperiș și își făcea de cap după bunul plac printre mobilele modeste. Aici trăia o familie foarte, foarte nevoiașă. Vuia vântul prin perete și din colț în colț. Scârț, scârț, îi răspundea gerul de printre scândurelele subțirele ale podelei și din cercevelele șubrede ale ferestrei. Așa locuia familia aceasta sărmană. Poate că era cea mai săracă familie din oraș, sau poate că nu. Nimeni nu putea ști cu exactitate, căci nimeni nu-i cunoștea pe toți locuitorii urbei. E suficient, dragii mei, să spunem că oamenii aceștia niciodată nu aveau bani îndeajuns, încât să-și permită zilnic o pâine. Tatăl muncea din greu, dar câștiga foarte puțin, iar mama făcea curat la piață în schimbul unor resturi de fructe și legume. Fiica lor era slabă și palidă și ea încerca să facă ceva util. Învelită în zdrențe, mergea pe străzile orașului și vindea trecătorilor chibrituri. Povestea aceasta începe în ultima zi a anului, adică în ajunul Revelionului, și se încheie în prima zi a noului an. În marele oraș domnea o iarnă geroasă, geroasă, cum nu mai fusese de mult. Tatăl fetiței își pierduse slujba, iar mama ei nu mai putea face curățenie la piață, deoarece de o săptămână era viscol și neguțătorii nu-și mai vindeau mărfurile afară de teamă că fructele și legumele vor îngheța pe o asemenea vreme.
În mansardă era mai frig ca niciodată. Vujia vântul, gonind din colțișor în colțișor. Fulgii de zăpadă care intrau prin crăpăturile din cerceveaua ferestrei nu se mai opreau. Trosc! Gerul înghețase apa din lighean și formase flori de gheață pe mobilele d'albe. Fetița ieșea în fiecare zi pe străzi cu chibriturile, dar oamenii înfofoliți în hainele lor cărduloase treceau pe lângă ea grăbiți, iuțind pasul către casele lor primitoare. Nimeni nu avea nevoie de chibrituri. În seara ultimei zile din an, fetița cu chibrituri se cuibări într-o firidă din zid, între o casă și prăvălia unui neguțător bogat, pentru a se feri măcar cât de cât de vânt. Se înfășură în șalul ei peticit și se ghemui pe zăpadă, dar tot era îngrozitor de frig. Tremura ca frunza, până când, în cele din urmă, scoase un chibrit și îl aprinse. Spera ca flacăra firavă să o încălzească măcar puțin, puțin. A închis ochii, iar când i-a deschis din nou, a văzut că stătea în fața unui cămin uriaș, în care dansa un foc vesel ce degaja multă căldură. Puneți mâinile la foc, frigul să nu-l simți deloc. Veziți mai apoi de drum, copile sărman și bun. Focul meu te încălzește cât ai zice pește. Sfărâiau flăcările. Ah, ce frumos e! Oftă fetița și se apropie de căminul în care dănțuiau flăcările vesel. Iar atunci chibritul se stinse. Și odată cu el dispăru și minunatul cămin. Din nou stătea pe trotuarul înghețat, strângând în micuța ei delicată bețișorul ars. Ce copil sărac, spuse cineva care trecu pe lângă ea, fără să se oprească măcar o clipă din drum. Așa că fetița mai scoase un chibrit. Trosc! Și flacăra delicată străluci. De data aceasta, peretele casei lângă care ședea deveni străveziu. Înăuntru se vedea clar o sufragerie sclipind de curățenie. În mijlocul ei trona o masă aranjată pentru cina festivă de an nou. Platourile erau pline cu cele mai rafinate gustări. Pe unele dintre ele, fetița nici nu le văzuse vreodată, ci nici nu știa cum se numesc. Dar a recunoscut imediat o rață uriașă, rumenită, umplută cu mere, care ocupa mijlocul mesei. Și cum se uita ea așa, s-a întâmplat un lucru neobișnuit. Platourile și farfuriile s-au ridicat singure de pe fața de masă și au prins a zbura în direcția ei. Rața frumos rumenită și ademenitoare s-a ridicat deasupra tuturor și dirija mișcarea. Era destul de caragios, mai ales că toate mâncărurile, de la chiflele pufoase până la sparanghelul rafinat, recitau în cor. Musafirul nostru ești, hai la masă de poftești. Nu sta cu stomacul gol, fă comanda repejor. Avem supă și friptură, vine în zbor și o murătură. Poți mânca din toate pe săturate. Cred că visez, își zise fetița și întinse mâna să apuce o bucățică de prăjitură. Dar chiar atunci chibritul se stinse și totul dispăru. În jurul ei vâșia un vânt tăios. Oh, ce frig trebuie să-i fie micuței! Oftă o femeie care trecu pe lângă ea și, înfășurându-se și mai strâns în haina ei de blană călduroasă,
își văzu mai departe de drum. Ningea tot mai tare, tot mai puternic. Oamenii se salutau vesel. Un an nou fericit! Ne vedem la anul! Sănătate și belșug! Toate cele bune, toate cele bune! La ferestrele caselor se aprindeau tot mai multe lumini. Fetița vedea globurile colorate strălucind în pomurile de Crăciun și își imagina copiii care se bucurau de frumusețea lor. Se gândea de asemenea la părinții lor zâmbitori și la bunicile mulțumite, care strângeau nepoții la piept cu dragoste și grijă. Aprinse și cel de-al treilea chibrit. În jur se lăsase liniștea. Brusc, în văzduh, răsună sunetul înalt, argintiu, a 1.000 de clopoței și fetița a văzut că stătea sub cel mai frumos brad de Crăciun din câte existaseră vreodată. Era împodobit cu o mulțime de globuri care mai de care mai minunate, iar sub el se aflau cadouri frumos împachetate. Cu toate că deja trecuse Crăciunul, fetița știa cumva că erau toate, toate pentru ea. Bradul de Crăciun foșni din crengi și spuse: Simți magia și mirosul? Daruri îți aduce moșul. Sub brăduț tu vei găsi tot ce vrei, te vei dori. Nimic, nimic nu îți va lipsi. Adevărat, adevărat grăiești? Îl întrebă uimită fetița. Dar, când vrut să-i atingă ramurile verzi, chibritul se stinse și pomul de Crăciun se risipi în văzduh. Nu sta în zăpadă, că o să îngheți și o să te îmbolnăvești. Îi atrase atenția un trecător grijuliu, dar nici nu-i trecu prin cap să cumpere de la ea chibrituri. Se vede că nu avea nevoie de ele și nu avea obiceiul să cheltuiască bani pe lucruri inutile. Străzile deveniră pustii. Se apropia anul nou. Fetița a văzut cum din cer cade o stea luminoasă și se gândi că a murit cineva. Așa spunea mereu bunica ei, care o iubise foarte mult și care îi murise toamna trecută. Uite, uite, cade o stea. Vine să ia sufletul cuiva la cer, spunea ea și o strângea pe nepoțica ei tare, tare la piept. Fetița mai aprinse un chibrit, al patrulea. De pe cerul întunecat se mai desprinse o stea. Trasând un arc delicat, îi căzu exact la picioare și micuța a văzut cu uimire cum crește, înconjurând-o cu lumina ei. Din strălucirea stelei apăru o siluetă. Ah, era chiar bunica! O luă pe nepoțică de mână, o strânse tare, tare la piept și îi spuse cu blândețe: Sărăcia, frigul, foamea pentru tine, draga mea, chiar acum vor dispărea. Nu le vei mai revedea. Acum sunt aici cu tine și vreau să te iau cu mine. Împreună să plecăm între stele să zburăm. Fetița se agăță de rochia moale a bunicii și amândouă își luară zborul sus, sus de tot, atât de sus, încât luminile marelui oraș li se păreau de acolo, de unde erau, ca o puzderie de lumânări de pom de iarnă. Se învârteau printre stele. Fetița nu mai fusese niciodată atât de fericită. Niciodată nu se mai simțise atât de protejată. Și, dragii mei,
A doua zi, trecătorii au găsit pe trotuarul înghețat trupușorul ghemuit al fetiței cu chibrituri. He, uite cum a putut să fie atât de nechipzuită să adoarmă afară pe un asemenea ger și să înghețe de moarte, ziceau ei dând din cap nedumeriți. Iar un băiat îi scoase din pumnul strâns chibriturile și fugi cu ele acasă să aprindă focul în sobă. Făcea parte dintre cei cărora nu le place să lase absolut nimic să se risipească. Dragii mei, aceasta a fost povestea fetiței cu chibrituri. O poveste care înduioșează și în același timp trage un semnal de atenție pentru fiecare dintre noi. Să-i ajutăm pe copiii nevoiași atunci când putem, așa cum putem. Iar finalul, zic eu, este împăcat și liniștit, pentru că fetița a plecat într-o lume mai bună alături de bunica ei. Pentru că sufletul, dragii mei, niciodată nu moare. Întotdeauna pleacă în lumea Tatălui Ceresc, acolo unde ne așteaptă întotdeauna cei dragi. Omul, o poveste, dragii mei, aici se termină. Vă doresc o zi minunată mai departe și dăruiți mai departe povești, atât pentru sufletul dumneavoastră, ca să trezim în el scânteia copilăriei, cât și pentru cei pe care îi iubiți. Iar viața, alături de aceștia, precis, va căpăta valențe minunate atunci când împreună stăm, deschidem o carte de povești, o frunzărim și citim. Starea aceasta extraordinară de împăcare și liniște sufletească nu se va șterge niciodată din sufletele noastre. Și atunci când copilul va îmbătrâni, când îi va fi greu, se va gândi la perioada când împreună cu cei dragi a deschis o carte de povești, au frânzărit-o și au citit-o împreună. Presărați-vă viața cu genul acesta de amintiri, dragul meu. Dragul meu, draga mea, dragii mei, în felul acesta vom spune că am păstrat veșnic în sufletul nostru copilăria. Dragii mei, acum îmi iau la revedere. Vă dăruiesc copilăria sufletului meu. Nu uitați, deschideți cu aceste povești portițele copilăriei și fiți împreună cu cei dragi fericiți. Numai bine, dragii mei, nu uitați, nu uitați. Vă aștept de fiecare dată aici, numai și numai la 6 TV. La revedere tuturor!